Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiro, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitații mei din această seară vin de la Facultatea de Inginerie și vorbim despre doamna prodecan Carmen Rusu. Bine ați venit alături de noi, doamnă! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Și despre domnul asistent doctorand inginer Răzvan Crăciun. Bine ați venit alături de noi, domnule Crăciun! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Vedem despre a fi inginer. Este vocație, este meserie, este un lucru pe care îl simți că trebuie să existe în tine și pentru lumea din jurul tău, doamnă prodecan? Ingineria este o meserie care oferă foarte multe. Foarte multe oportunități, în primul rând, de dezvoltare în carieră. Vocația vine, cred că, mai târziu. Este o meserie care... Sunteți foarte original. Trebuie să, în primul rând, trebuie să-ți descoperi anumite abilități, trebuie să-ți dezvolți anumite cunoștințe, trebuie să încerci să îți găsești ramura din domeniul ingineriei care îți place cel mai tare și apoi să o aprofundezi. În momentul în care ajungi la a aprofunda o ramură a ingineriei și a deveni expert în domeniul respectiv, să știți că se transformă apoi în vocație. De ce calități e nevoie, practic, să ai? Cred că aceste calități se descoperă de mici. Mi-amintesc și cred că toată lumea își amintește de cutiile Lego. Așa. Mulți ne jucam cu ele, mulți ne întrebam de ce Lego. Foarte mulți au urmat să se joace în continuare și să-și dezvolte, să zicem, abilitățile de construcție, apoi să le combine cu cele de puțină programare, puțină chiar și artă la un moment dat, pe viitor realizând chiar produse inginerești foarte interesante. Și vă spuneam că plecăm cu anumite abilități de mici. De obicei, cei care se joacă cu Lego și le place să se joace cu Lego, în mare parte devin ingineri. Domnule Crăciun, cum a început aventura dumneavoastră în inginerie? O simplă curiozitate începută în domeniul proiectării, ceea ce la momentul respectiv mi se părea un lucru extraordinar, de a putea proiecta, chiar și în format 2D, cu ajutorul unui program. La momentul respectiv nu știam că este o programare, o proiectare asistată de calculator, ci mai degrabă un desen pe calculator. O pasiune care a devenit cu timpul, prin exercițiu, prin a descoperi mai multe lucruri, prin a descoperi proiectarea 3D, un lucru care mi-a captat cu adevărat atenția, a devenit ulterior programarea asistată de calculator în vederea realizării diverselor repere, trecerea lor de la partea virtuală la partea fizică, palpabilă, indiferent că vorbim de prelucrări prin așchiere sau poate chiar imprimare 3D. Înseamnă că v-ați regăsit cu totul în a fi student la Facultatea de Inginerie. Da, da. Și am avut și oportunitatea, mi s-a oferit oportunitatea de a studia atât la nivel de licență, de master și în momentul de față la doctorat, în vederea încheierii ciclului de studii superioare. Vreți să rămâneți în zona didactică? Intenția mea este să continui pe partea didactică și totodată și cercetare. Este un lucru absolut splendid. Care sunt oportunitățile pentru studenții de la inginerie? Cum îi absorbe piața al muncii, doamna prodecan? A fost o perioadă în care ingineria a avut așa un pic un declin, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, cu explozia aceasta industrială, industria 4.0, cum îi spunem noi, odată cu dezvoltarea sistemelor, echipamentelor și toate din ce în ce mai tare devin inteligente, atunci nevoia de ingineri a început să devină din ce în ce mai stringentă. Oportunitățile pe care le au studenții sunt nenumărate astăzi, începând de la chiar din anul întâi, de la numeroase acțiuni pe care Facultatea de Inginerie le organizează, concursuri profesionale, sesiuni naționale de comunicări științifice studențești, urmând cu anii 2 și 3 în care studenții noștri pot să facă practică în cadrul companiilor cu care Facultatea de Inginerie are foarte multe colaborări.
companii care, iată, astăzi am ajuns la peste 35-40 de companii colaboratoare grație unui proiect pe care îl implementăm de 2 ani de zile. Proiectul se numește Stagii Unificate de Practică pentru Studenții în Inginerie. Nu ne-am apărat ramurile ingineriei de la noi, ci toate ramurile inginerești și facultățile pe care Universitatea Dumnezeu de Jos le are în acest domeniu. Stadii de practică care s-au desfășurat cu preponderență în mediul socioeconomic. Și din acest motiv, oportunitățile lor cresc din ce în ce mai mult. În primul rând, au posibilitatea să vadă ce înseamnă ingineria reală. De asemenea, au posibilitatea apoi să se angajeze. Chiar unul dintre indicatori este angajabilitatea unei 30% dintre studenți, lucru care le cresc posibilitățile de a-și dezvolta cariera, de a înțelege foarte bine domeniul ingineresc și, bineînțeles, după aceea de a fi din ce în ce mai bun și de a câștiga până la urmă din ce în ce mai bine. Ingineria este unul dintre domeniile strâns legate de inteligența artificială și de digitalizare și vreau să vă întreb ce domenii de specializare oferă în momentul acesta Facultatea de Inginerie. Facultatea de Inginerie scoate la admitere, pentru că suntem în admitere în perioada aceasta. Oferta noastră educațională include domeniile inginerie mecanică și aici vorbim de programul de studii inginerie mecanică, în care studenții noștri își dezvoltă cunoștințele în proiectare de sisteme, tehnologie, echipamente. De asemenea, inginerie industrială cu 2 programe de studii, este vorba de celebra tehnologia construcțiilor de mașini, o specializare de tradiție la Facultatea de Inginerie și de asemenea un nou program de studii pe care l-am autorizat și îl scoatem la admitere, iată, se numește Sisteme de Producție Digitale, practic trecem în era Industriei 4.0, în care studenții au posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele și a-și îmbunătăți abilitățile de proiectare a tehnologiilor, de fabricație și fabricație digitală până la urmă. De asemenea, să zicem, unul dintre programele de studii de succes ale Facultății de Inginerie este vorba despre domeniul ingineria autovehicolelor cu programul de studii autovehicule rutiere. De asemenea, ingineria mediului. În ingineria mediului avem programul de studii amenajări hidrotehnice și protecția mediului. Avem știința materialelor cu informatică aplicată în știința materialelor, în ingineria materialelor și, de asemenea, inginerie și management. Inginerie ca absolvent și al specializării inginerie economică industrială, vă pot prezenta mai multe beneficii pentru această specializare, însă vor fi un pic subiective, deoarece după cum am spus, am urmat această specializare. Mi-a plăcut analizele subiective. Înseamnă că ați fost cât se poate de prezent acolo. Vă rog. Bineînțeles, pe lângă activitatea de studiu la licență, mi s-a oferit și oportunitatea de a participa, dar și organiza diverse activități de voluntariat, atât umanitare cât și le voi numi de ecologizare, participarea la diverse concursuri și mă refer aici la concursul de AutoCAD, MasterCam și nu numai. Mai pot prezenta exemple de participare la sesiune științifice organizate în cadrul Facultății de Inginerie, unde la fel tinerii studenți îndrumați de un cadru didactic pot realiza cercetare, indiferent de domeniul de inginerie pe care aceștia fie doresc să-l descopere în detaliu, fie doresc să-l aprofundeze mult mai, la un nivel mult mai ridicat, au șansa să prezinte pe urmă munca lor în fața unei comisii și, bineînțeles, aceștia pot fi premiați pentru munca, pentru efortul depus. Din postura de student-doctorand, evident în acest moment și asistent, s-au scurs câțiva ani de la momentul anului întâi de facultate, probabil în jur de 6 sau 7 ani. Cu
cu toate astea sunteți foarte aproape de acel moment. Ce îi puteți spune copilului care se gândește acum să se înscrie la facultatea de inginerie? Personal, i-a sugera să urmeze programul facultății de inginerie, deoarece acesta prezintă nu doar partea de, cum am dat ca și exemplu, prelucrări prin așchiere și rapid prototyping, partea de sudură, partea de prelucrarea metalelor la rece, metalelor subțiri la rece și mult mai multe domenii din pornind de la inginerie. Mereu am spus că meseria unui inginer va fi mereu nevoie, indiferent de domeniul acestuia. Haideți să vorbim și despre interacțiunea practică cu profesorii. Sunt aceia oamenii pe care îi căutăm? Sunt aceia oamenii calzi, deschiși, pe care îi așteptăm să ne explice, să ne învețe, să ne deschidă mințile, să ne inspire până la urmă? Și să ne îndrume mai departe, exact. Da. Găsim acolo mentori. Da, din punctul meu de vedere, da. Am ajuns în punctul acesta ca și asistent doctorand inginer datorită mentorilor, datorită eforturilor, ajutorului pe care l-am primit din partea cadrelor didactice de la Facultatea de Inginerie. Așadar, un cadru cât se poate de primitor. Da? Dezvoltați proiecte, presupun, și pe cercetare, doamna prodecan. Sigur că da. Activitățile noastre de cercetare se desfășoară în cadrul Facultății de Inginerie. În centrele noastre de cercetare avem centre de cercetare care sunt specializate pe domeniile noastre de interes. Centru de excelență în prelucrarea polimerilor și aici vorbim despre cercetare în domeniul imprimării 3D sau rapid prototyping sau tehnologie aditive de fabricație aditivă, centrul interdisciplinar eco și nanotehnologii și materiale inteligente, unde vorbim de dezvoltare de noi materiale, centrul de inginerie tehnologică și construcții de mașini, centrul de cercetări avansate în domeniul sudării, centrul de cercetare în mecanică și tribologia statului superficial și centrul de cercetare mașini și echipamente termice și protecția mediului. Practic, atât cadrele didactice, cât și studenții noștri își desfășoară activitățile de cercetare în cadrul acestor centre și centre care sunt dotate cu o bază de materială la cele mai noi standarde și care produc rezultate de cercetare care sunt într-adevăr valorificate, încercăm să le valorificăm și pe piața industrială, să zicem așa. De ce să aleagă viitorul student ingineria din Galați? Datorită oportunităților pe care acestea le oferă, pornind de la stagiile de practică în cadrul societăților comerciale, la oportunitatea de a încheia un stagiu de practică prin semnarea unui contract de muncă, prin beneficii precum bursă, pe lângă locurile care sunt la buget, studenții pot beneficia de burse sociale, de merit și de performanță. Vorbim de chiar și stagii de atât de studiu cât și de practică prin programul Erasmus la nivel de continent Europa, aș spune eu, cu diverse universități și politehnici din Europa. Și după atâta muncă, atâta studiu, atâta cercetare, mai pot beneficia și de tabere studențești pe durata vacanței de vară, care de obicei se desfășoară pe litoralul românesc, atât în Vama Veche cât și în Costinești. Cred că sună suficient de atractiv pentru cine este interesat. Haideți să vedem care sunt parteneriatele dezvoltate de facultate. Cât de vizibil sunteți național și internațional, doamna prodecan? Avem, dacă tot am discutat de mobilitățile Erasmus, Facultatea de Inginerie are, cred că, peste 50 de parteneriate și nu numai cu universități din Europa, ci am trecut granițele continentului. Chiar ultimele noastre parteneriate au fost încheiate cu țări maghrebiene, vorbim aici de Algeria, de Tunisia și cred că vom încerca să facem și cu Maroc. Chiar semestrul trecut am avut două studente din Tunisia care și-au făcut o mobilitate de studiu de 6 luni de zile pe un program de studiu de masterat. Și bineînțeles că probabil studenții noștri, dacă își doresc să viziteze și altfel de țări decât
cele de pe continent, o pot face prin intermediul acestor parteneriate. De asemenea, dacă este să vorbim de cercetare, Facultatea de Inginerie se mândrește cu cercetătorii noștri care vorbeam acum câteva zile despre top 2% cei mai importanți cercetători din lume, un clasament care este realizat de Universitatea din Stanford în colaborare cu o editură de prestigiu, editura Elsevier, și din 140 de cercetători intrați în top 2 din țară, 3 sunt de la Facultatea de Inginerie și ne mândrim cu aceștia. Cum se desfășoară până în acest moment perioada înscrierilor? Pentru că îmi imaginez din postura de asistent doctorand, participați cu dor și de bucurie. Nu pot face o comparație cu anii anteriori ca și număr de studenți, însă din punctul meu de vedere, din experiența mea, pot spune că am început cu dreptul perioada de înscrieri la Facultatea de Inginerie, începând cu un număr respectabil de studenți, viitori studenți, viitori ingineri. Ok. Dumneavoastră, ce părere aveți, doamna Prodeca? Am senzația că vreți să ne împărtășiți. Vă spuneam că anul acesta, pentru programele de studii de licență, Facultatea de Inginerie pune la dispoziție un număr de 360 de locuri, din care 145 sunt bugetate. Wow. Asta înseamnă că studenții beneficiază de educație gratuit. Și de asemenea, avem suplimentar 20 de locuri pentru românii de pretutindeni, sunt 12 locuri buget cu bursă și 8 buget fără bursă. De asemenea, începând cu 18 iulie, vom da startul admiterii la programele de studii de masterat. Despre acestea pot să vă spun că continuă domeniile noastre de licență și programele de studii. Programele de studii de masterat se încadrează în inginerie mecanică. Programul de studii se numește modelare și simulare în inginerie mecanică. În inginerie industrială avem două programe de studii și să sperăm că până în toamnă reușim să intrăm în noua hotărâre de guvern cu un nou program, cu două noi programe de studii. În inginerie industrială avem proiectare și simulare în ingineria sudării și managementul calității în inginerie industrială. Chiar ieri am avut primii absolvenți de MCI, managementul calității în inginerie industrială, și chiar ne mândrim cu ei, au avut niște rezultate excepționale. De asemenea, al treilea program, care sperăm că va fi scos la admitere în toamnă, este proiectare și fabricație digitală. Iată, iarăși încercăm să ținem pasul cu noile tehnologii și să punem la dispoziție absolvenților de inginerie noi posibilități de a-și dezvolta cariera într-un domeniu cât mai nou. În domeniul ingineriei autovehicolelor, programul de masterat se numește Concepte avansate de proiectare și exploatare a autovehicolelor, iar în ingineria materialelor, iarăși avem un program de studiu nou în aceeași situație cu proiectare și fabricație digitală, este vorba despre programul de studii care îl avem acum la admitere, materiale avansate și tehnologii inovative, și sperăm în toamnă materiale avansate și tehnologii inovative în medicină. Cât de diferite, în bine, sunt oportunitățile pe care le au acum copiii care vin către inginerie față de momentul în care Carmen Rusu intra la facultate? Mult mai multe. Este adevărat că societatea cunoaște o explozie în ceea ce privește tehnologia și tehnologia oferă noi oportunități atât pe piața muncii, cât și în viața de student, de asemenea posibilități de a alege ceva care chiar se potrivește pe profilul unui, să zicem, unui copil care încearcă să-și aleagă domeniul ingineresc.
Ingineria este creativă. Este ceva care trebuie tot timpul să-ți pună la încercare capacitatea de a crea, de a inova, bineînțeles dacă îți place lucrul acesta. Din punct de vedere al oportunităților, sunt, vă spuneam, sunt nenumărate, plecând de la partea de studenție care oferă cam tot ce se poate pentru studenții noștri. Față de noi, cei care eram acum vreo câțiva, mulți ani, și care, să zicem, plecam foarte mult pe teorie și ne aplecam foarte mult pe teorie, practica fiind un pic mai greu de realizat pe vremea aceea. Domnule Crăciun, ar fi putut să existe și altceva dacă nu ar fi fost ingineria? Sincer să vă spun, în momentul în care am trecut de la școala generală la liceu, de la liceu la facultate, am nu studiat, m-am informat mai degrabă în ce domenii aș putea să întâi să învăț, să cercetez să, și pe urmă să activez. Deja vă doreați să fiți cercetător de la școala generală și liceu? Este un domeniu pe care m-a fascinat de la început. Este absolut fascinant răspunsul dumneavoastră. Vă rog, continuați. Și sincer să vă spun, în urma analizelor pe care am făcut, în urma alegerii drumului pe care vreau să-l am în viață, de cele mai multe ori a rezultat că ingineria este domeniul principal pe care vreau să-l urmez. Didactic, cercetare, dar și activitate de lucru în domeniul industrial. Doamna prodecan, dumneavoastră v-ați fi dus către medicină, așa mi-a zis mai de mult. Da, pentru că combină ingineria medicina. Am uitat să vă spun de un domeniu foarte, pentru că ne oprisem la inginerie și management. Sigur. Este, să zicem, ultimul acreditat, dar foarte de viitor. Este vorba de domeniul de studii științe inginerești aplicate și este vorba de inginerie medicală. Uitasem să vă spun de acest program de licență în care avem studenți foarte buni care încearcă să proiecteze, să realizeze mentenanța echipamentelor din domeniul medical. Chiar acum două zile am avut o vizită, pentru că facem aceste studii de practică, iar studenții noștri de la inginerie medicală, nu voi da nume, cred că sunt vreo 22 care fac practică într-o clinică de la noi din Galați. Ne bucurăm foarte mult și apreciem colaborarea cu aceștia. I-am văzut foarte, foarte interesați. Medicina, pentru că, repet, omul este o mașină perfectă, cum se spune. Și din acest motiv, să spunem, dacă mama îmi spunea mergi și te faci medic, eu spuneam nu, eu mă fac profesor, și dacă mă fac profesor, mă fac în inginerie, atunci am fost destul de încăpăținată să mă duc în domeniul ăsta și să rămân acolo. Chiar îmi place ceea ce fac, o fac cu plăcere, îmi place să stau printre studenți, cred că și lor le place să stau. Vă felicit, domnilor, este absolut superbă această emisiune, pentru că m-am întâlnit cu doi oameni pasionați de ceea ce fac, absolut entuziaști. De-abia aștept să ajung acasă la propriul meu inginer, care este soțul meu, și să-mi explice toate răspunsurile pe care le-am primit de la dumneavoastră, pentru că, evident, am nevoie de subtitrare. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Succes pe mai departe! Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!